pătrundul de pe aripioare. Mamei mele dragi, eu aduc prin o recunoștință cadă și un buchet frumos, cuvânt de mulțumire. Chiar dacă nu au mai mult de 5 ani, toți însă s-au pregătit temeinic și au învățat din timp poeziile și cântecele dedicate mamelor. Acestea din urmă au fost sărbătorite vineri, așa cum se cuvine. Costumați în haine de sărbătoare, cei 30 de micuți de la grupa Fluturașii au pregătit o sărbare în cinstea zilei de 8 martie. Foarte frumoasă sărbarea, copii excepționali. Poezioara s-a chinuit ceva? A învățat foarte repede, s-a descurcat foarte bine, toți copii. Sunt minunați copilașii noștri, nepoței, că noi suntem bunicile, da. Cum vi s-a părut poezioara? Poezioara bună, frumoasă, se adresează mamei că o vrea în viață tot timpul, cu mulțumiri că l-a crescut frumos, că îl supraveghează noaptea. Foarte frumos, doamna educatoare se ocupă ca întotdeauna de copii și sărbările sunt un succes. Poezia a fost un secret pentru noi mamele. Drăgălași, frumoși, ca copii. Nepoțel, nepoțică. Sunt foarte emoționat și cu părinții și bunicii și toți. Și pentru ca bucuria să fie completă, mamele au fost răsfățate cu flori și felicitări realizate chiar de copiii lor. Ce-ai pregătit acolo? Un coșuleț pentru mama mea. Ce ocazie? Pentru ziua mamei. Ce ai să-i urezi tu mamei tale? Că... O iubești? Da. Hai să te fără. Cum o iubești tu? La mulți ani. Mulțumesc, mami. Cum vi se pare gestul? Emoționant. Emoționant, puțin spus. Mulțumim, doamna educatoare, care și-a dedicat tot timpul acestor copilași superbi. Extraordinar. A devenit o tradiție ca în fiecare an preșcolarii să-și sărbătorească așa cum știu ei, în modul lor specific, să-și sărbătorească mămicile. Au confecționat pentru mămicile lor din materiale pe care noi le folosim la grădiniță, cadouri, coșulețe cu flori, au cântat, au spus poezii și astfel și-au arătat dragostea și recunoștința pentru tot ceea ce părinții lor fac pentru ei. Tuturor mamelor multă, multă sănătate și să aibă grijă să crească cu drag cele mai tinere vlăstare ale lor.